cei care sunt la doua mea familie de 2 ani de zile și pe care îi vizitez cu drag ori de câte ori am ocazia. Este o realizare alături de altele care au avut, de care au avut parte în ultimii ani, de când domnul primar Loganu conduce această urbe și ca o comunitate, cum este Romanul în centrul Moldovei, cred că este și un semnal că atunci când gospodarul din fruntea orașului este un om care dorește să facă lucruri, poate să facă. Este o dovadă că omul într-adevăr sfințește locul aici la Roman, unde domnul primar de ani de zile, cu resurse puține, cu sprijin atât cât s-a putut, a reușit să facă lucruri pe care mulți alții nu le fac în orașe cu resurse mult mai mari, cu potențial mult mai mare. Dar a avut și sprijinul romașcanilor de fiecare dată și lucrul acesta arată că este un om iubit și aici dumneavoastră sunteți exact ca o mare familie. Când există înțelegere, atunci familia prosperă. Așa se întâmplă și cu Romanul și relația dintre romașcani, conducerea orașului, biserică, întotdeauna episcopia a fost alături de comunitate în toate momentele, și momentele bune și momentele grele comunității, această relație strânsă, uitați că duce la prosperitate. Eu cred că nu numai Romanul este norocos și a găsit un primar gospodar, un om care face, un om care este în stare să lase lucrurile în urma lui, dar întreaga Moldova are nevoie de astfel de oameni și cred că întreaga țară are nevoie de lideri, de oameni capabili să facă ceva, capabili să construiască, să lase ceva în urma lor, pentru că mai sunt atât de multe lucruri de făcut în România. Mai sunt lucruri de făcut și în Roman și vă promit dumneavoastră, Romașcanu și domnului primar, că voi face tot posibilul să pot în viitor să vă ajut mai mult, așa cum am făcut atunci când am putut. Vă doresc mult succes și Dumnezeu să ne ajute pe toți. Bună ziua tuturor și vă mulțumesc că sunteți astăzi prezenți aici, Preasfinția voastră, Părinte Episcop al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, Preacucenici și Părinți, distinsă doamnă deputat, domnule vicepreședinte al Consiliului Județean, domnule subprefect, distinși doamne și domni consilieri județeni locali, domnilor constructori, proiectanți, tuturor partenerilor, membrilor comunității, bun venit să fim astăzi împreună la un vis care, iată, s-a materializat. Aș vrea în același timp să mulțumesc și primarului comunei Horia, care din motive medicale nu este astăzi prezent aici, să mulțumesc ansamblului, grupului folcloric din comuna Horia, din Cotu Vameș, care astăzi au venit și ne-au cântat cu prezența, cu costumele lor aici. Este o prezență care ne bucură și arată o legătură strânsă între cele două comunități așezate de o parte și de alta râului Moldova, râu care ne despărțea. Iată, astăzi avem aici un obiectiv, centrala hidroelectrică Roman 1, care unește cele două comunități prin acest proiect. Acest proiect s-a născut undeva prin iarna anului 2008, la o măsuță dintr-un birouaș, în care eram prezent eu, era prezent actualul city manager, domnul inginer Bojescu, era prezent domnul Luca Lovadina, un italian deja romașcan de acum, domnul Tartacan, vă aduceți aminte că atunci în campanie se discuta dacă este doar o idee, dacă această idee este fezabilă, dacă va putea fi realizată. Am spus că am consultat și am luat punctul de vedere a unui specialist. N-am putut să-i dau numele atunci, pentru că așa a fost discuția și înțelegerea noastră. Astăzi pot să vi-l anunț. Este vorba de domnul Tartacan, de la Piatra Neamț, inginer energetician, care a lucrat în Enel, care a lucrat în domeniul hidro și care a venit, a mers împreună pe malul Moldovei, și în Amonte, și în Aval, căutând loc de așezare a acestei ulterioare investiții. Sigur că în campanie am anunțat acest proiect. Unii au crezut mai puțin în el, alții deloc și câțiva au crezut. Acest proiect a început să fie desenat, să fie așezat pe planșă la nivel de idee.
Până când, sigur, am avut cerul specialiștilor, am început să discutăm cu proiectantul. Vreau să vă spun că proiectanții sunt ISPH, Institutul de Studii și Proiectări Hidroenergetice din România, una din cele mai puternice instituții de acest gen de țară, care are în background importante realizări în domeniul hidroenergetic, principalele hidrocentrale ale României. Așadar, am gândit acest lucru, el a început de la idee, de la acea mică flacără deja să devină o lumină a speranței, până când, din punct de vedere tehnic, deși au fost multe dezbateri, au fost foarte multe studii, a prins contur. Apoi, sigur, am depus acest proiect pe fonduri europene, pe POSCCE, Program Operațional Sectorial de Creșterea Competitivității Economice. Am să vă și prezint câteva date tehnice, pentru că este bine de știut ceea ce s-a întâmplat, ceea ce s-a realizat aici. Vreau să mulțumesc proiectantului pentru că a fost mereu alături de noi și a răspuns permanent la solicitările noastre. Vreau să mulțumesc constructorilor, cei care s-au dăruit pentru această lucrare. Au fost și momente grele, să știți. Au fost momente grele, dar am reușit să mergem mai departe și astăzi suntem în fața unui fapt împlinit. Sigur că experiența romanului în producerea de energie hidro era zero, dar încetul cu încetul toți trebuie să învățăm. Și m-am gândit că dacă alții au munți și pot să se dezvolte pe turism, alții au resurse naturale și pot să se dezvolte pe exploatarea acestora, Roma nu are două ape. Și atunci ne-am gândit să punem la bătaie, să punem la muncă aceste ape, să creeze ceva folositor comunității.